Salutare, oameni buni și bine ați venit! Astăzi m-am gândit să vorbesc despre un subiect mai diferit un pic, și anume Alex, un băiat care mă urmărește, mi-a trimis o propunere și mi-a zis așa: băi, fă un video despre motivație, despre cum să treci peste momentele nasoale din viața ta. În cazul lui este vorba de o relație, de o despărțire, după o relație în care zice el că s-a implicat 101%, s-a implicat foarte mult și probabil că acum suferă foarte tare. Și ca să revenim un pic la motivație, la partea asta de motivație, despre cum să treci peste momentele nasoale din viața ta, am să vă spun două întâmplări din viața mea. Prima este legată de acea depresie pe care am avut-o, o depresie în termen medical, eu o numesc puțin altfel, a fost un fel de trezire. Și o relatez foarte pe scurt treaba asta, pentru că am un video exact despre treaba asta și dacă te interesează o să-ți las un link în descriere, se numește Trezirea Spirituală, dai click acolo și vezi povestea pe larg. Pe scurt, întâmplarea aia cu trezirea spirituală, cum o numesc eu, a fost una dintre cele mai powerful din viața mea, pentru că atunci a murit o versiune de-a mea și s-a născut o cu totul alta. E ca un phoenix, dacă vrei să faci o comparație, ca peasărea phoenix care arde cu totul și din cenușa aia care rămâne iese cu totul altceva, cu totul nou, da? Deci ăla a fost cel mai powerful moment din viața mea, ca și renaștere. Aia a fost cea mai chinuitoare în momentul în care am fost în ea, dar a fost cea mai powerful ulterior, după. Și vreau să spun că mi-am dat seama de treaba asta nu atât timp cât am fost acolo în trezirea aia. În trezirea aia a fost un iad pe pământ pentru mine. Mi-am dat seama de cât de powerful și de mult am învățat și faptul că a fost o renaștere undeva la vreo 3 ani după momentul ăla. Deci la 3 ani. A doua întâmplare, și aici o să relatez, o să vă zic un pic mai pe larg despre ea, se leagă într-adevăr de o relație, și anume am văzut că și tu ai avut o chestie de relație și o relație în care te-ai implicat foarte, foarte mult și acum probabil că suferi foarte mult. Așa, în același mod, am fost și eu implicat într-o relație cu o fată deosebită timp de 7 ani. Am stat 7 ani cu fata asta și am părăsit-o, am plecat după 7 ani. Ce vreau să zic aici este că, ca să fac o paralelă cu partea de trezire spirituală în care am învățat după 3 ani, am învățat ceva din întâmplarea aia, din relația asta din care am ieșit, am învățat ceva după 7 ani. Deci 7 ani am stat cu fata, 7 ani fac în perioada asta de când m-am despărțit de ea și undeva acum 2 luni, ceva de genul, mi-am dat seama cu adevărat de ce m-am despărțit de fata asta. Eu în momentul ăla aveam o teamă enormă de responsabilitate, dar era deghizată. Eu nu îmi dădeam seama că este frică, că este frica mea de responsabilitate. Era o teamă de responsabilitate, unu, și a doua chestie era teama de a nu rata ceva mai bun. Eminescu are un citat foarte interesant în care zice: există două categorii de oameni pe lumea asta. Unii care caută toată viața și nu găsesc, și a doua categorie este aceea a oamenilor care găsesc și nu sunt mulțumiți. Eu am fost din a doua categorie, am găsit și n-am fost mulțumit. Dar asta era ceea ce simțeam atunci, dar de fapt erau fricile astea două, care sunt surori, așa le văd acum. Era teama de responsabilitate și teama de a nu rata ceva mai bun, care este tot o frică deghizată și era tot fake. În momentul ăla, justificarea pe care mi-am spus-o era că vreau să experimentez, că vreau să cunosc mai multe fete, că vreau să trec prin mai multe experiențe, ceea ce nu este greșit și a fost ce am simțit atunci, dar sub feeling-ul ăla de suprafață erau fricile astea două. Nu regret că m-am despărțit sau ceva de genul, nu regret absolut nimic, pentru că am trecut prin foarte multe experiențe și am învățat foarte mult și tocmai faptul că am ieșit din acea relație crezând că este cea mai bună decizie, a fost cea mai bună decizie în momentul ăla cu
dezvoltarea mea din momentul ăla. Cât mă dezvoltasem eu ca om până în momentul ăla, atât am putut să fac în acel moment și a fost cea mai bună decizie, pentru că ăla era nivelul meu de dezvoltare. Faptul că am ieșit din acea relație și acum, după 7 ani, îmi dau seama de fapt de ce am ieșit, plus experiențele pe care le-am avut, însumează persoana care sunt acum, ca să zic așa. Și nu regret nimic, nu regret, n-aș da timp înapoi, nu mă duc în chestii de genul, domnule, dacă aș putea să dau timp înapoi, aș face altfel, cu mintea de acum, cumva să mă întorc acolo. E o vrăjeală, nu există așa ceva cu mintea de acum să te întorci nicăieri. Pentru că mintea pe care o ai acum, o ai datorită experiențelor ălora și deciziilor ălora, așa zis, aiurea, pentru că ele nu sunt aiurea, au fost niște decizii care s-au transformat în lecții. Ai două perspective în care poți să vezi întâmplările din viața ta și din trecut. Una e perspectiva în care zici, bă, au fost niște decizii foarte proaste. Și a doua perspectivă este cea pe care și eu o folosesc, în care vezi că acele decizii au fost niște lecții foarte bune și alea au fost lecțiile tale. Dacă nu ai fi luat deciziile alea, nu ai fi avut lecțiile astea și probabil că nu ai fi învățat nimic sau ai fi învățat în altă direcție. Dar nu vreau să-l fac foarte, foarte lung acest video și vreau să spun că faptul că tu treci prin niște etape, prin niște momente nasoale, cum le zici tu, din viața ta, tocmai momentele nasoale din viața ta sunt exact momentele care te cresc, care te ajută și pun câte o cărămidă la evoluția ta. Le vezi nasoale pentru că se simt aiurea în momentul în care ești în ele. Dar uite-te cum am făcut și eu, probabil că peste 2, peste 3, peste 5, peste 7, peste 10 ani, nu e nicio problemă, universul are timp, nu se grăbește nicăieri, tu îți vei extrage niște învățături super powerful pentru tine și vei învăța foarte, foarte mult din aceste momente nasoale din viața ta. Asumă-ți responsabilitatea și este foarte bine că ai dat 101%. Vezi, tu ești un pic la aspectul celălalt, opus un pic de mine. Eu în relație n-am dat niciodată 101%, am ținut tot timpul măcar 10% pentru mine, probabil ca un mecanism de siguranță dacă ceva nu iese bine și acea persoană pleacă sau ne despărțim, să am un 10% de care să mă agăț. Asta e de fapt o teamă. Faptul că tu ai dat 101% este o asumare foarte powerful și tu practic ai intrat cu totul, ți-ai dat absolut tot. Faptul că ai învățat foarte mult acum este o lecție pentru tine și cauți acum să echilibrezi. Cauți să aduci la, și experiențele astea te vor face să ajungi la 100% împământare, în care nu ești nici 90% ca mine, în care ți-ai ținut 10% pentru tine. Dar de ce ți-ai ținut 10% pentru tine? Ți-ai ținut din spaimă, din frică de a nu rămâne în curul gol, sufletește. Dar nu e nici 101% sau 110% ca tine, în care ai dat mult prea mult, ai dat peste, ai dat și poate și ce n-aveai. Și atunci, între 90% cum am fost eu și 110% cum ești tu, ideea e să vii aici. Da? Să vii aici la jumate, să vii aici în împământare, în 100%, în care ești în echilibru. Nu oferi nici 110%, dar nici nu ai frică de a ține un pic cu dinții de ceva sau a ține un pic 2-3% pentru tine, să nu cumva să-ți ia cineva totul. Și tocmai experiențele astea te aduc și în timp ajungi de aici, aici, vii aici. Tocmai prin experiențele astea, de aia, momentele astea nasoale din viață, treziri, depresii, experiențe, relații, toate chestiile astea, mai extragi câte ceva în timp și de-a lungul anilor e foarte powerful să faci introspecție, să te tot uiți în urmă, să te mai gândești, băi, ce am mai învățat de la persoana aia sau ce am mai învățat din relație sau ce am mai învățat din etapa aia și așa tot crești și ajungi la o împământare. Bun, cam asta este părerea mea, asta este ceea ce am vrut să share-uiesc cu voi. Mă gândesc că poate vă ajută experiența asta în care v-am povestit cum înțeleg eu acum, cel puțin din relația după 7 ani, cum înțeleg ce am făcut atunci și am integrat și am depășit momentul, pentru că văd ce am făcut acolo și îmi văd lecția și mi-asum lecția și caut să fac puțin mai bine data viitoare.
Asta a fost. Dacă aveți vreun comentariu pentru mine, lăsați-mi mai jos orice feedback aveți pentru mine. Video cu trezirea spirituală l-aveți în descrierea videoului acesta. Nu uitați de like, share, subscribe și până data viitoare, live strong, un biceps decent și continuăm aici. Live strong and stay healthy.